Începem jurnalul cu o știre de ultimă oră. Astăzi, Curtea de Apel Alba Iulia a dat sentința definitivă în dosarul în care fosta secretară a municipiului Deva, Laura Sârbu, soțul ei și încă un funcționar au fost judecați pentru acte de corupție. Instanța a dispus o pedeapsă de 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare, din care se reduce perioada de aproape un an, în care a fost în arest preventiv și arest la domiciliu. Ceilalți doi inculpați au fost condamnați la câte 2 ani și 4 luni de închisoare, dar în cazul lor, instanța a decis să suspende executarea pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.